Breaking news la Realitatea TV. Federația Română de Fotbal și Marcel Pavel vor fi amendați cu câte 5.000 de lei pentru intonarea imnului național cu alt text înaintea meciului România-Franța, jucat aseară pe Național Arena, a declarat pentru Mediafax prefectul capitalei Mihai Cristian Atănăsoaiei. Vă reamintesc că după meciul de aseară între România și Franța a izbucnit un scandal pe tema imnului național, dincolo de cel legat de calitatea gazonului din timpul acestui meci. Marcel Pavel a intonat pentru noi imnul Deșteaptă-te Române, deschiderea meciului. Se pare că a înlocuit ultimele două versuri din a doua strofă. A intrat în direct de dimineață în cadrul jurnalelor Realitatea TV și a declarat că așa a decis Federația de Fotbal. Declarațiile domniei sale au fost de fapt destul de neclare. Pe de altă parte, Marcel Pavel a mai spus că versul în care apare numele Traian a fost scos ca să nu fie interpretat politic. Așadar, o informație foarte importantă: Federația Română de Fotbal și Marcel Pavel vor fi, se pare, amendați. În direct prin telefon este acum cu noi domnul prefect al capitalei, domnul Atănăsoaie. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne ce informații aveți, când și cum, în ce condiții vor fi amendate cele două instituții. Până la urmă și Marcel Pavel este o instituție în domeniul muzicii românești. E o lege foarte clară, o lege numărul 75 din 94, în a cărei anex este redată în întregime imnul național. Da. Și tot în aceeași anexă se spune că la manifestările sportive imnul se cântă potrivit acestui text de lege, adică varianta prescurtată, strofele 1, 2, 4 și ultima. În alt text de lege se prevede iarăși foarte clar că constituie contravenție, printre altele, intonarea imnului național cu alt text decât cel prevăzut prin lege. Adică nu ai voie să intonezi imnul pe altă partitură sau cu alt, prin alterarea sa, sub nicio formă. Aceasta este o contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 la 5.000 de lei. Una dintre persoanele care pot constata această contravenție fiind prefectul capitalei. Luând act, aseară fiind prezent la meci, și luând act de această contravenție, voi emite astăzi procesul verbal de contravenție prin care organizatorul, conform legii, și persoana vinovată, în speță domnul Marcel Pavel, vor fi sancționați cu amendă de 5.000 de lei, odată pentru încălcarea unui text de lege expres și, pentru al doilea motiv, faptul că dacă noi în țară nu respectăm valorile naționale, atunci ce pretenție să avem să fim respectați în competiții internaționale? Vreau să vă reamintesc faptul că drapelul, imnul și stema sunt simboluri ale statului român, de la respectarea cărora nu avem voie să abdicăm nici moral, nici legal. Ați stat de vorbă cu Marcel Pavel? A cerut vreo explicație atât domniei sale cât și Federației Române de Fotbal? Legea spune că foarte clar că această contravenție se constată și cred că am constatat-o tot cei care am fost aseară la meci și mai mult cei care au urmărit astăzi presa în integralitatea sa. S-a constatat o alterare evidentă a conținutului imnului, motiv pentru care, în virtutea legii, prefectul capitalei poate emite această amendă. Deci, practic, dumneavoastră v-ați autosesizat? Da, nu ne-am sesizat toți, n-am... Instituția prefectului s-a autosesizat în acest caz. Sigur, nu a venit vreo plângere din partea cuiva sau vreo altă sesizare în acest sens. Legea este foarte clară. Constatarea contravenției se face, printre altele, de către prefectul puternicitatea acestuia. Fiind prezent aseară pe stadion, am constatat o astfel de abatere de la lege și am sancționat-o ca atare, atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere moral. Ați mai spus dumneavoastră că nu au fost respectate valorile naționale? Până aici credeți că s-a ajuns în acest caz? Am spus că, indiferent dacă este o greșeală sau nu, cel care își asumă intonarea publică a imnului național are obligația atât legală cât și morală să-l știe foarte bine. Domnule prefect, rămâneți în direct cu noi. Domnul Dumitru Dragomir este prin telefon în direct cu noi. Bună ziua! Bună ziua!
Cum comentați această decizie a instituției prefectului de a amenda FRF, dar și pe Marcel Pavel cu 5.000 de lei pentru că nu au respectat valorile naționale, în acest caz imnul care a fost cântat aseară la deschiderea meciului România-Franța? După părerea mea, prefectul are dreptate, dar Federația Română de Fotbal, nu avem muzicieni la Federația Română de Fotbal, nu ne pricepem și nici n-am comandat altceva decât imnul. Noi am plătit pentru acest lucru să vină cineva să ne cânte imnul țării corect. Dacă ne cânta înainte nouă, tot nu ne pricepeam la Federația Română de Fotbal dacă intonația este bună sau nu, pentru că nu avem studii de specialitate. Domnule Dragomir, dar Marcel Pavel a declarat că federația i-ar fi cerut să scurteze o parte din versuri. Una este să scurtezi și alta să ai altă intonație. Este normal să orice imn din lume nu se cântă în întregime, se cântă o strofă sau două cu refrenul respectiv și gata. E adevărat că a primit imnul pe hârtie? Cum, câte versuri să intoneze, din ce strofe? Desință, doamna, nu contează, nu e adevărat acest lucru. Problema este că imnul țării trebuie să îl înveți după notele, eu știu, la care el a fost scris și aprobat după aceea, că imnul țării este aprobat de Parlament, de guvern. Dar domnule Dragomir, așa a declarat în direct la Realitatea TV domnul Marcel Pavel, cum că a primit pe o hârtie imnul de la FRF, ce versuri trebuie să cânte el ca să se încadreze într-un interval de 3 minute împreună cu Marseillaise. Doamnă, nu cred că federația a dat imnul cu notele muzicale. Nu vorbim despre note muzicale, vorbim despre versuri. Despre lungimea... Prefectul capitalei pe care eu îl admir nu poate să ne dea pentru versuri, pentru că versurile sunt aceleași, numai că au fost mai puține. Pentru intonație a dat amenda. Domnule prefect, dumneavoastră ați dat această amendă nu pentru intonație, ne explicați, și pentru faptul că nu au fost respectate strofele imnului, așa cum există Deșteaptă-te Române, oficial. E un text de lege, în opinia mea, fără care nu suportă comentarii, intonarea imnului național cu alt text și o altă partitură decât cele stabilite din lege. Deci intonarea, s-a auzit. Domnule prefect, ne auziți? Da, vă aud. Însă legea spune și cine se poate face subiectul acestei contravenții, și anume poate fi și organizatorul și cel. Dar dumneavoastră ați dat amenda pentru că Marcel Pavel a schimbat ultimele două versuri din strofa a doua. Doamnă, imnul național, așa cum a fost cântat aseară, și nu știu din ce motive, pentru că nu știu, nu stau eu să stabilez dacă i-a primit altă foaie, eu nu pot să... Dar pentru ce ați dat, domnule prefect, atunci amenda? Nu pentru asta? Pentru că versurile 3 și 4 din strofa a doua nu au fost cântate, au fost repetate versurile 1 și 2? Imnul național a fost aseară alterat în sensul în care legea este foarte clară. Adică? Și într-o manifestare în care, conform legii, imnul național se intonează... Adică domnul prefect! Domnul prefect, imnul se intonează conform legii, adică textele 1, 2, 4 și ultimul, dacă vrem să-l cântăm în varianta scurtă. Legea nu spune cum se amestece, spune clar, alterându-se imnul se constituie contravenție, n-am făcut decât... Dar și ce înseamnă din perspectiva dumneavoastră imn alterat? Dar din punctul dumneavoastră de vedere, ce poate să însemne imn alterat? Atunci când... Păi la asta ne gândim, că s-au schimbat, că nu au fost cântate versurile 3 și 4 din strofa a doua. Nu, au fost mai multe și ele. Au fost reluate și primele două versuri din strofa întâi de mai multe ori. Deci este vorba de o sumă de greșeli care pe oricine, orice om care poate să citească legea și imnul național, constată că imnul a fost alterat în maniera în care s-a întâmplat asta. Punct. Despre asta discutăm. Domnule Dragomir, rămâneți cu noi, domnule prefect. Domnule Dragomir, veți plăti această amendă? Păi nu plătesc eu, doamnă. Dacă, bineînțeles că întreprinderea noastră va face contestație Federația Română de Fotbal, eu n-am nicio implicare în chestia asta, dar vreau să-i spun domnului prefect că imnul
peste tot, în toată omenirea, nu se cântă cap-coadă. Sigur, sigur, aveți dreptate, domnule președinte. O întrebare, domnule Dragomir, cu cât l-ați plătit pe Marcel Pavel și de ce l-ați ales pe el? Doamnă, nu pot să răspund la aceasta. Eu sunt președintele Ligii, nu sunt președintele Federației. Da. Dar, mă gândeam că poate știți. Dar sunt primul vicepreședinte și al Federației și nu știu acest lucru. S-a ocupat o echipă administrativă de toate detaliile acestea. Și banii ce s-au cheltuit vor trece prin Comitetul Federal săptămâna viitoare. În orice caz, s-au plătit bani. Și domnișoarei Ina s-a plătit bani și domnului care a cântat imnul, Marcel Pavel. Făcând parte din comitetul executiv al SRF, domnule Dragomir, nu știți cu cât a fost plătit Marcel Pavel pentru această cântare? N-am de unde să știu, doamnă. Dar de obicei cu cât sunt plătiți artiștii? 2-3 mii de euro. 2-3 mii de euro a luat pentru... Dumneavoastră personal sunteți mulțumit despre felul în... de felul în care a cântat Marcel Pavel? Da, foarte mulțumit. O să se autosesizeze și alte instituții în acest caz, domnule prefect? Păi, părerea mea, toată lumea să fie arestați toți. După că a cântat fals sau a intonat nu știu cum, băgați-i la pușcărie, domnule Pătruț. Mulțumim, rămâneți alături de noi. Corneliu Vadim Tudor este în direct prin telefon cu noi. Bună ziua, domnule Vadim. Bună ziua. Cum comentați acest scandal care s-a evit în jurul imnului național și iată decizia instituției prefectului de a amenda FRF și pe artistul Mircea Marcel Pavel cu 5.000 de lei. Poate nu știți, dar trei oameni au contribuit la propunerea și la votarea în Senatul României și chiar la prescurtarea poeziei lui Andrei Mureșanu. Până 93 sau 94 am fost eu și doi colegi poeți, și Adrian Păunescu și Ioan Alexandru, Dumnezeu să ierte. Această poezie de Andrei Mureșanu are 16 strofe, nu în metru endecasilab, cum se spune, de 11 silabe, ci în metru de 14, din însă 16 silabe, deci e foarte lung. El e frumos, eu am fost printre cei care au propus ca el să rămână, așa cum am propus ca și ziua națională să fie 1 decembrie, nu trebuie neapărat să găsim ceva pentru vacanță și pentru grătare și mititei și iarbă verde. Ce vreau să spun, nu știu ce competență are domnul prefect în a aplica amenzi într-o problemă la care nu se pricepe. Să-mi spună legea, paragraful de lege care îl îndreptățește pe dumnealui să dea amenzi unei instituții, am înțeles, pentru o interpretare artistică. E critic muzical? Domnia sa a invocat legea 75 din 1994. Eutanasierea câinilor. Se pricepe la tot felul de chestiuni, unele care se bat cap în cap. Dacă tot vorbește de respectarea legii, să ne spună paragraful de lege care îi dă domniei sale competența asta. Dar din perspectiva dumneavoastră, Marcel Pavel a cântat sau nu corect primele două strofe? Nimeni nu cântă corect. Cântă numai corul radio sau corul patriarhiei. Aduceți-vă aminte că a fost un caz și cu imnul Americii și ei sunt foarte sensibili la treburi de astea. Nu s-a lăsat cu amenzi. Unde a greșit Marcel Pavel? A băgat un tremolo pe final care îl făcea cam dansant. Făcea un imn destul de trist pentru care au murit sute de mii de oameni în două războaie mondiale. A denaturat puțin linia melodică a unui cântec religios la origine, pentru că se perpetuează eroarea de a se crede că muzica e compusă de Anton Pan. Nu! Asta e un cântec religios cu titlul Din sânul Maicii mele, pe care l-a luat și l-a prelucrat și a făcut armonia Gavrilă Ucenescu, care era cel mai apropiat
colaborator și șednic al lui Anton Pan. Dar asta e o altă problemă. Vadim, dar domnule prefect, așa, domnule chestiunea prefect... noastră, dăm voie puțin, necazul n-a fost simnul. Că și la Marseza au fost unele denaturări melodice și vă pot vorbi zile întregi despre cântecul armatei Rinului, care a devenit ulterior Marseza, intronat prima oară la Strasburg în 1792. Ce facem? Dăm amendă și pentru protestează și francezii? Problema este gazonul. Care a fost irresponsabilul care a făcut comanda asta pentru o fâneață? La țară îi se spune fâneață. Numai e bună să pui vacile și boii să pască acolo. Ăla, acolo ne-am făcut de râs, degeaba avem un stadion de secolul 21, dacă era terenul de secolul 19. Domnule Vadim, prefectul Capitalei a invocat, pe lângă faptul că nu au fost respectate versurile corect, ba mai mult că au fost reluate și primele versuri din prima strofă. Deci, problema nu ar fi cea legată de linia melodică, ci despre conținutul... Vrei să spun o chestiune? Și eu am auzit cu versurile. Însă, legea. Dacă vrea să respecte legea acest domn, parcă Tănășoaie îl cheamă, atunci trebuie să amendeze pe toată lumea că nu s-au cântat cele patru strofe. Deci, din imnul propriu-zis, Deșteaptă-te române, noi am votat întâi în Senat și formă în Camerele Unite, să se cânte toate cele patru strofe. Păi, prin convenție, unanim acceptată, că adormea lumea, îți ia vreo 12-14 minute să cânt și cu reveniri. Dacă nici eu nu iubesc imnul de stat, care l-am propus și l-am votat, nu mai iubește nimeni. Deci sunt convenții între oameni. Și să-ți mai spun ceva, nu era manifestare oficială cu șef de stat. De regulă, la așa ceva se alege varianta orchestrală, muzicală. Dar Marseza, de pildă, fără o zarmă, citoien, la arme, cetățeni, forme de batalion, formați batalioane, nu știu ce, n-a venit niciun farmec. Domnule Vadim, Marcel Pavel a mai... Ascultă-mă puțin, de ce nu vede domnul prefect că sunt manifestări chiar în Parlamentul României, care are sediu în București, pe care pretinde domnia sa că îl păstorește, de ce nu-i vede pe reprezentanții UDMR-ului aliații lor, unii se scoală în picioare și părăsesc sala. Domnule Vadim, o întrebare foarte scurtă și un răspuns foarte scurt, vă rog. Marcel Pavel a mai spus că una dintre explicații a fost că nu a cântat cele două versuri pentru că într-unul dintre versuri apare numele lui Traian și a fost scos acest vers ca să nu fie interpretat politic. Da, repet, bine, se poate și așa, dar e o glumă. Adică ce, ne gândim la Elena Udrea, noi suntem urmașii lui Traian Băsescu. Poate nu știți, e un secret, Traian Băsescu a vrut ieri să vină la meci și l-a întrebat pe directorul SPP dacă se poate duce și poate să-i asigure anonimatul. Și atât Lucian Pahonsu, cât și alții cu care a vorbit, l-au descurajat. Mulțumim, domnule Vadim! E o stare de spirit exploziv acolo. Mulțumim pentru intervenție. Mergem acum la colegul meu, Cristian Zărescu. El se află la sediul Federației Române de Fotbal, acolo unde are loc o întâlnire între reprezentanții Primăriei Capitalei și cei ai FIFA. Bun găsit, Cristi! Ce informații ai de acolo? Continuăm știrile la Realitatea TV. Scandal așadar pe imnul național. Marcel Pavel, cel care a intonat aseară Deșteaptă-te române în deschiderea meciului România-Franța, a înlocuit ultimele două versuri din a doua strofă. Domnia sa a declarat
explicațiile lui au fost destul de neclare. El s-a încurcat în explicații, de fapt, și a spus BAC așa a decis Federația de Fotbal, BAC, versul în care apare numele Traian a fost scos ca să nu fie interpretat politic. Cristian Zărescu se află la sediul Federației Române de Fotbal, acolo unde are loc o întâlnire împreună cu reprezentanții Primăriei Capitalei. Cristi, te ascultăm! Da, într-adevăr, ne aflăm chiar lângă Național Arena, aici unde se află și Federația Română de Fotbal. Mircea Sandu a sosit aici în urmă cu aproximativ 45 de minute. Putem spune că era destul de îngândurat și supărat, cel puțin așa ne-a dat nouă jurnaliștilor impresia. Oricum, în niciun caz nu a vrut să ia în calcul ideea de a ne da o declarație, ci doar ne-a spus că a venit aici la Arena Națională cu ceva treabă. De asemenea, tot aici se află și reprezentanții de la Primăria Capitalei, directorul de investiții. Este posibil să aibă loc o discuție în legătură cu starea gazonului, pentru că este practic principala problemă cu care se confruntă acum atât Primăria, cât și Federația Română de Fotbal, și anume acest gazon pe care aseară nici jucătorii români, dar nici cei francezi nu prea au putut să joace fotbal. De asemenea, tot la stadion se află și reprezentanții ai Federației Internaționale de Fotbal. Oficial se discută despre următoarea finală a Cupei UEFA, care urmează să fie organizată aici, pe această arenă, însă neoficial se vorbește despre probleme apărute în urma meciului de aseară. Este clar că, cel puțin din punct de vedere al gazonului, România nu s-a ridicat la standarde europene, nu a putut să ofere, așa cum am spus, celor două echipe, un gazon pe care să se poată juca fotbal la parametri normali. Rămânem și noi aici la fața locului, în speranța că cei care participă la aceste întâlniri se vor opri să facă declarații presei. Cert este că oamenii de la pază, care se ocupă de paza acestui obiectiv, nu lasă pe nimeni să intre în interiorul arenei pentru a vedea cu adevărat ce se întâmplă acolo. Vom reveni cu amănunte, atât pentru moment. La revedere! Putea fi intonat integrală. Am ales strofele acestea împreună cu cei de la federație. Nu puteam să cânt a doua strofă. Mi s-a spus să cânt aceste două strofe. Am repetat primul refren, nu înțelege, nu mai era timp. Nu e improvizație. Primul refren l-am ales în intenția de a îndemna, bineînțeles, pe echipa noastră de fotbal la luptă. De acum au niciodată proiecte de altă soartă la care să se încine și cruci de dușmani. Și că la noastre pieptări păstrăm în fală în nume triumfător în lupte, un nume de Traian. Dacă spuneam asta, se-mi permita politic. Și mă lua și dumneavoastră, mă lua toată lumea. Și acum ca o glumă. Foarte ok, a fost făcută ca refrenul să se repete de două ori. Înțelegeți? Ca publicul cânte textul cu mine, pentru că în general celelalte versuri nu prea le știu. Eu l-am rugat pe Marcel Pavel. Dacă nici... A avut emoții? Ce s-a întâmplat? Avea și el emoții, că e om, nu e robot. Invitată să cânte imnul la un meci la fel de important pentru români, cel în care a boxat Lucian Bute, Andra a intonat versurile așa cum apar ele în varianta originală. Și că a noastre pieturi păstrăm cu fală în lume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Atunci, dracu, acolo e loc. Jabră ordinară, ieși afară! 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 Jabră ordinară!
trezească oasele. Acolo se trezească oasele. Acolo, acolo să stai, acolo, acolo. Asta-i soarta ta. Ieși afară, javră ordinară. Ieși afară, javră ordinară. O să strig așa încă vreo oră. Am zis doar să vă reamintesc de unde s-a pornit, de aici s-a pornit. A fost un demers, ce am făcut eu acum nu este amendabil de către CNA, pentru că este o recapitulare. Așa s-a strigat la meeting. Ieși afară, javră ordinară. Așa s-a strigat la meeting și dar eu aș fi vrut că am auzit mai multe variante, dar până la urmă asta este, că exact, no, 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 javră, javră ordinară. Că mai putea să fie stilul furios, mai puțin deci melodios, și anume, ieși afară, ieși afară, javră ordinară. Putea să mai fie și așa. Dar până la urmă s-a optat pentru varianta șlagăr. Ieși afară, javră ordinară. De aici a început totul.